Liderii coaliției PSD-PNL au discutat luni la București posibilitatea ca în Timiș cele două partide să aibă candidați comuni pentru funcția de primar al Timișoarei, respectiv de președinte al Consiliului Județean Timiș. În urma negocierilor s-ar fi ajuns la un acord ca Nicolae Robu să fie candidatul PNL pentru primăria Timișoara, iar Alfred Simoni sau un alt reprezentant PSD să intre în cursa pentru CZT. Alinic, actualul președinte al Consiliului Județean, a fost reticent în declarații. A spus că negocierile sunt în curs și că va avea o poziție fermă atunci când se va lua o decizie finală. N-am ce să adaug foarte mult decât că sunt negocieri în curs. Se discută legat de candidaturi comune la capitale și în câteva județe unde sunt primar de altă culoare politică și e necesară o coalizare a celor două partide pentru a asigura câștigarea pozițiilor din administrația publică locală. Când vor fi mai multe detalii, atunci vă voi ține la curent. Dumneavoastră, ce aveți în plan? Așa cum v-am zis, am un plan să câștig Consiliul Județean încă o dată, dar dacă lucrurile evoluează în altă direcție, voi reevalua opțiunile în momentul respectiv. Alinica nu a dorit să comenteze nici posibila sa candidatură pentru Forța Dreptei în cazul în care un reprezentant PSD va fi agreat de coaliție pentru președinția Consiliului Județean Timiș, însă a spus că are susținerea întregii filiale Timiș. Sunt foarte mulți care spun că deja negociați cu Forța Dreptei, este adevărat, în cazul în care va fi domnul Simonis la Consiliul Județean Timiș. Ați luat în calcul această variantă? Astea sunt supoziții pe care nu le comentez. Sunt mulți primari care vă susțin, știu că se întâlnesc astăzi la ora 13 la partid. Evident că am în spate toată organizația, toată filiala. O decizie din acest punct de vedere va fi luată cât de curând?